Bună dimineața, prietenilor! Acum m-am trezit la cafea, băi, oamenii, mă. Dar înainte de asta, deci pe canalul ăsta prepară coconașă, preparate culinare, o să prepar eu, o să fac anumite genuri de clipuri, o să-i atac pe ăștia din televiziune. Înțelegeți, cu partidile nu mă mai pun, că ați văzut ca o forță pe sediști numai. Și o să analizez postările Facebook în live, în înregistrare aici, deci pe canalul ăsta. Nelson Fenomen, canalul Nelson Fenomen, îl am dat la Oconașu și mergem înainte. Bă, prietenilor, domnișorilor, să te trezești tu dimineața în secolul 21 și să vezi că încă tă lumea tot prostă-i, mă. Vedeți? De aia nu ne civilizăm, nu toți, o parte. Spre exemplu, deschid Facebook-ul și ce să vezi? Plin Facebook-ul de o filmare în care titlul distribuiți fraților să vadă lumea ce e la noi în țară, să vadă lumea aia, să vadă cine ne fură copiii, cine... Bă, eu știu că unii ați uns școala, părețe școlii cu slănină, să vină să o mânce câinii. Înțelegeți? Dar voi, băieți, bă, abă cât de urs. Deci, e cam nasol. De-aia nu știți și nu aveți inteligență și capacitate de a studia o informație, o știre. Prima dată ascult-o, vezi ce e și apoi începe. Distrii, share-i, cafea, lavața, oro. Înțelegeți? Stai, domnule, nu fă prosteală. Deci, o venit săraca scriitoare să dă-i la copii câte o bobo, câte o din aia, bă, alu. Și nu vreau să spun cine, că nu știu, poate au fost român, poate au fost alte naționalități, poate știu eu de la noi din țară, nu naționalități, alte sub din ăștia, știi tu, sași, maghiari, romi, înțelegeți? Și-o luat-o pe femeie la omor. O crezut că ăștia sunt pușcărie și face legea și din ele. Dă-i cu șandrameaua, dă-i cu buleaua, dă-i cu alea. Bă, alu, nu merge cu din astea. Să bați tu femeia, mă, că vine, mă, și dă. Da, domnule, stai, s-o reținem, vine poliția, domnule, anchetează cazul. Care-i treaba? Păi, atâta prosteală pe față, mă, mâncava-și Dumnezeu, eu n-am văzut, mă, și în stradă, ieși să iasă în stradă, să... Bă, voi nu vedeți că eu v-am spus mai de mult? Ursul nici nu mai mor, mă, e. Băi, voi nu vedeți, mă? Voi nu vedeți că legile să fac cum vrea lumea, să pune la cale cum vrea lumea? Lasă-i să iasă în stradă să vorbească, că în caz de incident avem jandarmeria. Păi cum voi, ia încercați, apoi să vedeți cum plăjesc. M-au bătut, mi-a dat cu bocan și mi-a rupt ăla. Nu, mă, că e imobilizat. Să știi că ăsta nu e un civil de pe stradă care dacă îți dă un pumn, merg cu el în tribunal să-i cer vreo 20.000 de euro. Ăsta e omul legii care te imobilizează. Înțelegeți? Așa că să vă iasă din minți prostiile.
Cum să bastă o femeie, mă, scriitore, mă? În loc să zici, doamna să rămână, vă mulțumim că vă ocupați de copiii noștri, că vreți să faceți școli și că vreți să faceți din astea să... ăsta, Lobo! Da. Ai văzut ce-o bătut-o ăștia pe scriitoare? Păi tu nu te uiți. Tu nu te uiți. Domnilor, că vedeți că școlile scumpe. Merg copiii la școală, îl urechează, îl perciunează pe copil și gata, săriți că vă omoră copilul. Nu, mă, astea sunt niște chestii elementare care copilul trebuie să învețe, că vedeți că în ziua de astăzi, merg la școală, eu n-am treabă cu nimeni, că nu mă interesează. Așa e moda, merg la școală îmbrăcat cum vrei, cu blugi rupți la găoză, la ălea, te miri de viol, cu fuste până în flota maritimă, înțelegi? Băi, oameni, pe vremuri, dar v-am spus, am avansat, am ăsta, pe vremuri eram în uniforme școlare, mă, era o mândrie. Era o mândrie să ai uniformă școlară cu număr de imatriculare. Înțelegeți? Era o mândrie. Era o mândrie să fii îmbrăcat pionier. Nu știu dacă știți clipul ăla când l-am făcut, l-am pe Facebook. Am plâns, mă, când m-a făcut pionier. Mă. Am cravata mea, sunt pionier. Și mă mândresc cu ea, sunt pionier, nu mai pot să continui, că mi-amintesc. Și o lacrimă se va revărsa în ceașca mea. Bă, alu! Era o mândrie. Acum îți dai părinții la bataie. Femeie nu-mi cumperi paniotii din aia. Mie nu-mi cumperi și... ciliperii din ăia, înțelegi? Ăla vine la școală așa și eu n-am mașină din aia să mă dau jos la școală, ia bă, nu mai sunt parcări. Bă, de-aia vă spun, puțină, mă, puțină tactică, mă, puțină tactică, înțelegi? Să bastu pe profesoră, mă, e ceva foarte, foarte urât, foarte, foarte urât. Astăzi nu vă citesc de aici din poster, că v-am spus, o să vă dau clip să vedeți cum postez alea. Cum dau eu lic la pentru că v-am făcut clipul cu aprecierile. Dar astăzi este ziua de naștere al lui Alex Caneloș, îi urăm la mulți ani, al lui Echescu Mario Ioan, mers o nățurează la mulți ani, Enchescu, Mario Ioan. Mihnea Puiu, la mulți ani, domnul Puiu. Să vedem cine mai avem pe aici. Treșca Adrian, la mulți ani, Adriane. Andrei Claudiu, e tata, la mulți ani, Claudiu. Oros Alex, e pup și la mulți ani. Cosmin Cristian Budacă, e tata Budacă, 15 ani, la mulți ani. Bogdan Tomulescu, la mulți ani. Claudiu Bica, 23 de ani, la mulți ani. Georgiana Kerekeș, 27 de ani, Serus Kerekeș, Georgiana, la mulți ani. Ionel Rus, te pup, la mulți ani. Vlad Valer, ție, tata, succes în continuare, la mulți ani. Răzvan Râșteiu, 20 de ani, Râștei, am avut colegă de clasă, Râștei, la mulți ani. Câtea Iulian, 22 de ani, Avăla și la mulți ani. Și Flutar Marius, 21 de ani. Ție, tata, la mulți ani. Deci, mă, prietenilor, după cum v-am spus, trebuie să fii, mă, mai ești, mă. Nu, mă, dați share să vedeți ce se întâmplă în țară, să vedeți ce, mă,
E curios că o blocat parcările. Înțeles și prostii din ele. Să bați tu, mă, profesor, nu profesor, scriitore, mă. Să bați tu, mă, pe scriitore, mă. Mai bine a spune burta pe carte, mă. A spune cartea pe burtă sau burta pe carte. Cum vreți voi. Să învățați, mă, să citiți, mă, să nu vă faceți de minune, mă, tot timpul, mă. Aude străinătatea iară, mă, că ce s-a întâmplat cu bătul. Băi, o scriitoare care e cunoscută în țări străine. Pe când aude ce s-a întâmplat, iară ne face indieni, sălbatici, sălbatici. Înțelegeți? Și din această cauză, eu v-am anunțat cum stă treaba cu canalul acesta. Ia că vi, da, ce să vi-l arăt, că dar îl știți. Înțelegeți cum stă treaba cu canalul? Uite, prepară, așa, gătește cu o cană, așa, preparate bune, vi-l arăt și canalul, ca să știți ce și cum și unde și când. Ăsta, pentru că v-am spus, tot mi-ați înjurat o conașa, asta nu mai vreau să, nu mai vreau să facă clipuri. Nu mai vreau, așa, dar ce să mă înjure ăștia pe mine? Ia uitați, vedeți? Are 14.600 și tietata, avăla. Mă, să nu mai bateți, mai scriitorii, mă, vă pup.